O săptămână politică agitată a fost în Republica Moldova. Multe subiecte și evenimente importante, marcante chiar, pentru unii, cum ar fi fostul deputat PDM Vladimir Andronache. După cum cunoașteți, acesta a fost reținut la hotarul Republicii Moldova cu Ucraina. Iar acum va sta cel puțin 30 de zile în arest. Andronache e acuzat de multe rele, însă cele mai răsunătoare dosare în care figurează sunt legate de frauda bancară și metal feros. Conform avocatului acestuia, Andronache nu a venit chiar de bună voie în Moldova, declarând că a fost răpit la modul direct de către autoritățile de la Kiev. Tot de la avocat am aflat că Andronache a mers la Kiev pentru a cere azil politic. Eu nu știu dacă o fi sau nu așa, precum și ce o fi fost în capul lui Andronache când s-a gândit că poate obține azil politic în Ucraina, țară aflată în război cu Rusia. Și asta pentru că eu vreau să vă amintesc de un lucru important. Sancțiunile SUA impuse lui Nașor, anume ce țin de colaborările cu Rusia, iar Andronache era destul de apropiat cu Șor. Bine, asta nu înseamnă că putea fi răpit, așa cum susține avocatul acestuia. Însă, dacă stau bine să-mi amintesc, Andronache nu prea a protestat când era deputat, iar tot răpit în Ucraina, într-un fel, a fost și Veceslav Platon. Karma, ar zice probabil acum Platon. Interesant e altceva. Cum se va termina acest dosar? Or, noi am văzut suficient de multe cazuri care s-au terminat cu nimic. Revenind la Șor, acesta pare să fie destul de afectat de reținerea lui Andronache, acuzându-o pe Maia Sandu că va sta la închisoare pentru că a pus la cale răpirea unui om. Несколько минут назад я узнал очень неприятную и противную новость. Бывший депутат Владимир Андронаке по заказу Майя Санду был похищен на Украине. Как в лучших традициях 90-х, ему одели мешок на голову и выкинули как собаку возле границы с Республикой Молдова. В чем бы его ни обвиняла захваченная прокуратура Санду, он является человеком и гражданином страны. И никто не имеет права похищать людей. Майя, я тебя поздравляю. Ти будеш сидіти в тюрмі за похищення чоловіка. Mai important decât cazul lui Andronache este totuși incidentul de la Naslavcea, unde luni a căzut în Nistru o rachetă rusească, ce a fost doborâtă de sistemul antirachet al Ucrainei. Pentru că noi nu avem așa ceva. Nefericitul eveniment a speriat destul de tare locuitorii din zonă, care s-au ales cu geamurile caselor sparte. Mai exact, 21 de gospodării din Naslavcea au fost afectate, iar suma pagubilor se ridică la aproape 68.000 de lei. Ținta rachetelor rusești din acea zi a fost centrala hidroelectrică Novodnestrovsk. Din nefericire pentru noi, barajul centralei nu a fost afectat. Rachetele au dat greș. Însă nu știm ce va fi data viitoare în capul lui Putin. Iar dacă acel baraj va fi spart, toate localitățile moldovenești de pe malul Nistrului vor fi spălate de pe fața pământului. Și nu exagerez deloc. Vreau să revin la un subiect mai vechi despre care v-am vorbit. Vedeți că și acest exemplu demonstrează că acea neutralitate din Constituția Republicii Moldova nu ne poate apăra de rachetele rusești. Bani la fel nu avem ca să cumpărăm propriul sistem modern de apărare antiaeriană. Soluția fiind doar una, Alianța Nord-Atlantică. Vedeți exemplul țărilor baltice care au hotar comun cu Rusia și pentru că sunt sub umbrela NATO își permit să promoveze o politică independentă bazată pe interesul național. Și da, Rusia nu a atacat Ucraina pentru că dorea să adere la NATO. Rusia a atacat Ucraina pentru că aceasta nu este membră NATO. Problema de securitate e complexă, iar pentru a adera la NATO e nevoie de sprijinul larg al societății, care poate fi obținut prin informarea corectă și sistematică a cetățenilor pe acest subiect. Cred că PAS nici măcar nu poate acum discuta despre asta la câte alte probleme sociale au. Însă PAS, la sigur, ar putea demonstra că sunt o guvernare transparentă, așa cum au și promis de altfel. Și la acest capitol însă au dat-o în bar, lucru nu doar că sesizat, dar deja și declarat cu voce tare de europarlamentarul român Marie Grapini, care a spus că nu va mai tăcea și tolera această situație. Aici este o mare greșeală a guvernanților, indiferent de unde, de data asta vorbim de Republica Moldova, când ascunde gunoiul sub preș.
Eu nu o să mai fiu dispusă să tac. Până acum am fost o susținătoare în Parlament și când să se dea ajutorul și când a fost sancționată Republica Moldova pentru miliardul furat și am zis nu cetățenii sunt de vină, ci cel care guvernele, cine-s corupții, dar nu cetățeanul, dați vă rog ajutorul pentru cetățeni. Și nu doar Grapini a venit cu critici. În această săptămână, la Chișinău, a avut loc cea de-a 12-a sesiune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova. Delegația UE a cerut guvernului PAS să sporească transparența, controlul democratic și răspunderea publică în cadrul proceselor de luare a deciziilor. La fel, delegația recunoaște că ar trebui să fie făcute eforturi pentru a accelera reformele anticorupție și a comunica în mod adecvat despre asta cu publicul. Sigur, domnul Mureșan a reconfirmat susținerea pentru țara noastră, însă PAS ar trebui să nu uite că această susținere nu poate fi la nesfârșit necondiționată, iar ei au de îndeplinit angajamente asumate atât față de cetățeni, cât și față de parteneri din România și Uniunea Europeană în general. Cei din PAS au un prost obicei de a asocia toate gafele și prostiile lor cu parcursul european al țării, așa cum de altfel au făcut și fostele partide pro-europene din AIE. Ultimul exemplu în acest sens fiind Andrei Spânu. Oficialul a scris că îl va acționa în judecată pe Ion Ceban pentru că primarul la Jurnal TV a făcut niște declarații care, atenție, în opinia lui Spânu ar contribui la destabilizarea situației din țară. Dar hai să vedeți ce voi ce a zis anume Ion Ceban. Apropo, gazul a scăzut, e 800, pentru că avem un preț de 800. De ce n-a scăzut de la 29 de lei? Bună întrebare, domnul Ceban și domnul Spânu spun că-s devier tarifare. Da? Dar eu vreau să vă spun acum în premieră pentru dumneavoastră, eu cred că domnul Spânu împreună cu domnul Ceban și cu anumiți factori de decizii de la Gazprom au înțelegere. Și mai mult decât atât ne fură pe mine cu dumneavoastră și toți locuitorii municipiului, nu doar a municipiului, dar și a țării. Și vă dau detalii în această privință. Dați-ne detalii. Deci haideți să facem în felul următor. Dacă ne întoarcem acum cu un an în urmă, da? Când s-a făcut acea vâlvă că nu e suficient gaz, vreau să știți că noi avem dovada faptului și eu voi prezenta și colegii mei au, pentru că deja am fost amenințat. Ce bani Spânu și cu Gazprom, vă rog. Nu știu cum a fost făcută. Eu doar o să prezint aceste date, inclusiv de la contoare. Le am datele oficiale care le pot proba. Vreau să înțelegeți că s-a făcut gălăgii, noi nu am avut nevoie de un surplus și nu am avut deficit și nu am avut probleme de presiune. Vreau să-l întrebați data viitoare. Secunde până la publicitate. Întrebați-l data probleme. Viitoare pe Spânul cine este William Copol se. Să-l întrebați cu mare drag. Cine a inventat schema ocolind legea 743 și a mers pe o nouă procedură care se numește AHEAD, să cumpere zilnic și nu săptămânal. Cine este beneficiarul final a volumelor pentru care plătim noi cu dumneavoastră, fie că este Transnistria sau este cineva mai departe, iar eu voi face datele acestea public și eu vreau să vă spun că noi suntem dilapidați de milioane de dolari. Ok, hai că de ce bani Andrei Spânu poate zice că ar avea nu știu ce legături cu Moscova, cu toate că ambasadorul SUA a confirmat că Ion Ceban nici măcar n-a fost vizat în acel raport, nu tocmai să fie sub careva sancțiuni. Mai mult decât atât, motoarele de căutare arată că într-adevăr există un William Copols de la Naftogaz Ucraina care pe 18 ianuarie 2022 zicea că a ajutat și Moldova în negocierile cu Gazprom. Informație despre care nu s-a vorbit la Chișinău. Așteptăm ca Andrei Spânu să ne spună care a fost rolul acestui domn Copols ținut în secret. Cu acuzații grave în adresa lui Spânu au venit și cei din Comitetul pentru Unitate și Bunăstare. Domnul Ioniță declarând că prin protocolul semnat de Spânu, Rusia și-a rezolvat în Moldova mai multe probleme, în primul rând cele legate de datorie Transnistriei la gaz. Iar Galina Bostan, directorul al Centrului de Analize și Prevenire a Corupției, a vorbit chiar despre un act de trădare de țară. Cheltuielile privitoare la transportul gazului. Modalitatea în care sunt redactate aceste prevederi, după mine denotă că astfel de cheltuieli nu erau prevăzute în contractul de bază. Și atunci întrebarea este cum de s-a ajuns să fie prevăzute suplimentar și cheltuieli de transport. Ori noi știm, atunci când procurăm un bun, de exemplu o cafea, noi nu plătim separat cafeaua și nota de plată pentru electricitatea aparatului de cafea. Deci au apărut
costuri suplimentare și mă întreb de ce au apărut aceste costuri suplimentare și unde vor fi utilizate aceste costuri suplimentare. Și în legătură cu apariția acestor costuri suplimentare, autoritățile noastre ar trebui să se întrebe dacă cumva persoanele care au fost implicate în aceste negocieri și au semnat documente, poate ar fi cazul să fie anchetate din perspectiva infracțiunilor de corupție pe puțin, dar poate și pentru trădare de patrie. Republica Moldova are nevoie de o justiție independentă pentru ca politicienii certați cu legea și implicați în scheme și furturi să nu poată ajunge la putere pe valul nemulțumirii oamenilor față de crizele din țară. În același timp, Moldova are nevoie de o justiție independentă pentru ca și actualii guvernanți să fie trași la răspundere dacă folosesc criza din regiune pentru a pune pe roate sau pur și simplu pentru a se folosi de vechile scheme de corupție și contrabandă. Când va începe justiția să lucreze? Probabil când nu vom vedea show-uri cu mascați, dar dosare duse la bun sfârșit. Eu sunt Ion Harghel, la revedere!